ziua, tatăl meu, sunt Maria. Mă gândeam că o să strice cineva. Chiar pisicuța mea, și astăzi o să vorbim despre cărțile mele Holy Web. Astăzi seara vine Moș Nicolae și de aia o să facem și ceva foarte interesant. Ok? Bun, să începem. Hai să vi le arăt așa frumos. Aici, mă rog, Kitty. Kitty strigă tot. Bun, prima mea carte, care am terminat-o. Nera, o pisicuță fără stăpân, e foarte drăgălașă, e prima carte cu pisică. Avem și pe spate, vedeți? Mai trebuie doar câteva cărți. Da, nu foarte multe, parcă 5, 6, nu știu. Pe asta mi-a luat-o tata, când a plecat, nu știu unde. Sammy, un pisoi sperios, pe asta l-am luat de la Ocean din Paladi. A doua carte cu pisică. Uitați-vă ce drăguție. Și pe asta am terminat-o. La cartea asta am plâns foarte mult. Și cartea asta e viitorul meu. Deci, de ce? Când aici am plâns, Mary Nera îi lingea lacrimile fetei. O cheamă Amy. Iar Mary îmi lingea lacrimile. Deci era o scumpă. Aici la Sammy, tot Mary mi-a zis lacrimile, că și aici am plâns un pic. Mă rog, n-am plâns când am citit. Da, am plâns că nu vreau să mă lase Mary. Ea are 3 ani și nu vrea să moară, deși trăiește mult. Sper că e o pisică sănătoasă, deci da. A doua mea carte. Asta e a treia, dar încă n-am început-o. Asta e a patra mea carte care mi-am luat-o. De la gară, că am fost la Brașov și m-am întors de acolo. Cleo, pisicuță curioasă, se numește. A treia pisicuță. Da. Un cămin pentru Cookie. Uitați-l pe Cookie. Încă n-am început. Pe asta am început-o, dar pe asta nu. După cum vedeți, a doua carte cu cățel. L-aș vrea și pe Lucky, l-am găsit acolo la Paladi. Da, și vreau toată colecția. Fiindcă este Moș Nicolae, nu o să închidem așa de repede episodul, că am filmat doar 2 minute. Da. Mă rog. Și o să facem ceva special. Flower wishes, flower wishes, flower wishes, trezește-te! Da, ce este? Ce este? De ce m-ai trezit așa de târziu? Hai mă, nu-i târziu, e 6 dimineața. Hai, vino. Ce vrei? Toată lumea doarme. Sora mea nu. Sora cea mică nu. Ai, măi. Ce vrei să-mi arătați? Cadourile. Să vezi ce ai primit. Abia aștept să văd, dar... Acum pe bune. Nu trebuie să mă trezesc la 6 dimineața, când sunt foarte liniștită, când dorm, mai ales visam. Bun, hai să vezi ce ai primit. Știu ce am primit, flori. Nu doar flori, o să vezi, hai. Bine. Unde, la ușă? Păi da, e Moșul Nicolae, bă. Cred că ai primit și un băiat. Glumesc. O să-ți placă mult. Uite, ce cutie frumoasă. Nu te uita în cutie. Încă nu te uita în cutie. Închide ochii. Îi pot deschide acum? Desigur. Bun, nu știu la ce... Cel mai frumos cadou de Moș Nicolae! Doarme cu mine, fără comentarii. Doarme cu mine, fără comentarii. Hai măi, dar e 7 dimineața. Și trebuie să mă duc la școală. Mă rog, avem vacanță.
Noi încă dormim, noi avem liber. Stai, ce e cu asta aici? Bună. Bună. Mama ta a zis să dorm la voi. Da. Șapte dimineața. Ei. Ce zi groaznică. Dar e vacanță. Nici o zi de vacanță nu e groaznică cât timp n-ai teme. Mă rog, eu trebuie să mă duc la lecții de fotbal. Am plecat de aici. Am o pesecoța. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă da, dați un like. Dacă nu, dați un unlike. Nu mă supăr, vorbesc serios. Și dați un subscribe dacă vă uitați la canalul meu. Și ne auzim data viitoare. Pa! Mă rog.